Flavia, bună dimineața! Bună dimineața din nou! Se pare că astăzi vremea se va încălzi un pic pe aproape tot teritoriul țării. Se va menține așa până joi, când temperaturile vor scădea din nou. Ploile își vor face treaba în continuare, vor fi acompaniate de vânt, de ceață și nici burnița nu va lipsi. Oricum ar fi afară, toamna este un anotimp plin de farmec și până acum ne-a tratat decent. Mai multe detalii despre temperaturi aflăm chiar acum de pe hartă. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde și astăzi va ploua, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Vestea bună este că, din punct de vedere termic, vremea s-a îmbunătățit, temperatura maximă va ajunge până la 15 grade, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Norii vor fi activi și pe teritoriul Crișanei, vor aduce ploi atât în Oradea cât și în Arad, slabe cantitativ însă, temperatura maximă se va încadra între 13 și 15 grade. Vorbim despre vremea din Banat, unde, după cum vedem pe hartă, și aici cerul este acoperit de nori și va ploua pe tot parcursul zilei. Temperatura este bună, însă maximele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade. Din păcate, nu am vești foarte bune legate de vremea din Oltenia. Am scăpat de precipitații în Râmnicu Vâlcea, unde cerul va rămâne acoperit de nori. În rest, după cum vedem, ploi pe tot teritoriul, cantități un pic mai mari de apă în drobeta Turnul Severin. Temperatura maximă se va încadra între 10 grade în sud, în Craiova Slatina, și 13 grade în Râmnicu Vâlcea. Vești bune am însă pentru vremea din Transilvania. După cum vedem, în comparație cu zilele trecute, am scăpat de precipitații, va ploua în continuare doar în Zalău. Temperaturile au crescut și aici, avem chiar și raze de soare în Bistrița, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov. În Miercurea Ciuca avem 10 grade, ieri se înregistrau doar 7 grade, 13 grade vor fi astăzi în Cluj, 14 atât în Sibiu cât și în Alba Iulia. Să vedem cum va fi vremea prin Moldova. După spusele meteorologilor, în nordul teritoriului Moldovei, atât în Suceava cât și în Botoșani, temperatura rămâne mică pentru această perioadă. Avem, în afară de ploi în Suceava, avem și ceață. După cum vedem, doar 5 grade astăzi în Suceava, 6 în Piatra Neamț. Stăm un pic mai bine în sud, în Galați, cu 12 grade. Am scăpat de precipitații pe teritoriul Dobrogei, cerul va rămâne acoperit de nori, vântul va prezenta ceva intensificări, în special în Constanța, însă, după cum vedem, și aici temperaturile au crescut un pic în comparație cu zilele trecute, avem 13 grade atât în Tulcea cât și în Constanța. Deși norii vor fi pe aproape tot teritoriul Munteniei, după cum vedem pe hartă, nu sunt anunțate precipitații, am scăpat și de ceață, am scăpat și de vânt. Temperaturile sunt următoarele, 11 grade în Giurgiu, Alexandria, 12 grade atât în Brăila cât și în Slobozia. În capitale de dimineață se înregistrau 6-7 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 10 grade. Din păcate, nu am vești foarte bune legătura cu vremea de astăzi. Cerul va rămâne acoperit de nori și ocazional va ploua. Cam atât de